Da, este. Dar a rămas Mambina, acolo eu. Bun venit la o nouă aventură la pescuit. Nici nouă nu ne vine să credem că am ajuns noaptea aici, nu? Da. Îți vine să crezi? Nu, că ați dormit. Amândouă se mișcă? Ce a fost cu tremur? S-a mișcat de trei? A fost cu tremur. Trage, trage! Tu uită-te la aia, că la aia trage cel mai bine. Iau eu pe alta dacă trag două odată. Tot la aia se trage cel mai bine, nu-i așa? Nu știu dacă se vede, dar l-am lăsat pe Mihai acolo. Acolo, fix unde e coama aia, unde e... peninsula aia în apă și am venit să dau la ștucă pe partea cealaltă. Văd dacă reușesc să prind ceva, că s-a mișcat puțin în dimineața asta și crapul și știuca a tras doar de vreo două ori capul și știuca nici măcar odată. Să vedem ce se mai întâmplă, parcă se mai pornește un pic vântul. Ți-a tras amândoi? Da. Nu mi-ai digas. Madre mia! Cred că da! Da, este! A rămas Mambina, acolo eu! Cred că l-am scăpat. L-am scăpat. Nu, am tras prea repede. Am tras prea tare. Mă? Culoarea fundului a ridicat așa. E la coada strâmbă. Da? Ia, cum are coada? Aoleu, săracu. Ia. Accident. Da. Rănit de război. Mișca nimic. Am mâncat ceva, am fumat o țigare și mă uit, am place ora aia să văd dacă pescuiește ceva, o barză, nu știu ce. Și bau, unul, mulinez un pic,
bau și al doilea. Am înțepat și pe ăla și am lăsat undița cu el înțepat și am scos unul până ai venit tu. Ca să ți-l scapă ălalt. Ei, nu-i nimic, na, ce vrei. Asta e. Și ălaltul la care i-am dat drumul era de azi de dimineață. Bă, numai cu o oră, nu? Le-am ținut pentru poză, că nu era maci. Când... A, amigo, Ligian, uite ce se face Ligian. Zici că dai în Ligian. Când o ia, o ia, dar... Să plec după ea. Deci după partida de cu două zile, când am scăpat 6 crapi, Carinho. Da. Astăzi? Astăzi... Am scăpat numai 2. Da, dar s-a ca răzbunat. Da. Că eu am pierdut un ineluș de la o plută cu lisantă, tu ai rupt praștia, să răzbună asta pe noi. Praștia e... Da, șmecheria ta de prinzătoare, de știu ce. Da. Deci ne-a blestemat Gagiu. Că am venit cu gamacatsu. Ia să vedem unde le-am aici. Cu ala ai prins astăzi? Cu gamacatsu? Da. N-am auzit de așa ceva. E prima dată când aud gamacatsu. Da, nu le-am mai, le-am în cutie altă. Gamacatsu. Îi le arătăm, dar le știți și voi. Așa că astăzi... Așa că astăzi, ai scos 2 până acum. Astăzi, da, ne apropiem de egalare. 2 ai scos, 2 ai pierdut. Bun, unul ți l-am pierdut eu, unul l-am pierdut eu. N-am știut să-l scot. Egalare și intrăm în prelungiri. Eu n-am scos niciun crap niciodată, nu-i așa? Cred că nu. Nu, niciodată. E timpul să înveți. Da, uite cârliguțele. Astea sunt cârliguțele. Sunt bune? Da, n-ai treaba. A înțepat, îl iei târâșile. N-au problem. Să vedem ce mai prinzi acum. Uite că trage. Iar să mișcă. Asta ciupeteandu. Nu știu dacă trage de momitor acum. Cam umblat chelea. Cu știuca mea și nu te-am filmat trăsăturile zilele astea. Hai mă, trage la amândouă odată. De ce? Să mișcă și asta altă? Nu, dar să vedem. Tiene huevos, ok. Mă. Haide mă. O noapte numai zurgălăi am auzit din cauza ta. Ai văzut cum încearcă ticulosul? Da. Dacă trage acum îl scapi. Nu, da, nu-l prind. Așa ai scăpat pe el alții? Nu, nu? Păi îi lăsai să tragă, da? Fă și acele, mă. Și cârlige. Ace. Cârlige, le-am zis ace. Ace, cârlige. Mă, ăsta îmi dă cu piatra în gând. Uite-te tu la el ce face. Gata, a lăsat-o. Probabil e la momitor. Am mămărigă pe momitor. Și o ciupilește. Da. Până va pleca cu apă. Stai așa. Deci cu ochii la amândouă. Idioia asta. Cu ochii ca pe butelii, bă, te pui cu nebunul. Le ia și le duce.
Ai luat. Ce-a făcut? S-a băgat la niște bolovani. Trebuie să iasă, nu? Că doar nu rămâne acolo. Veșnic. Iho, cu tati călosul. Are ascunzătoare. Trebuie să-i las fir, n-am ce să-i fac. Să aștept un pic, să vedem, poate iese. Ăsta-i hoț. Ăsta-i hoț, tată. Ești micheraș? Are o ascunzătoare ceva. S-a băgat la bolovan. Nu doar la basc. Glușgă e la... Nu, că știe. S-a pipit. Păi da. De unde știi că știe? Ia vezi. Tot acolo e? Deci și ce facem? Stăm după el până de seară? O las un pic, o las. O las să vedem dacă iese. N-am ce să-i fac. Dacă nu rupe... Chiar că astăzi avem... Va să rupe acu, va să rupe aia, va acum. De când n-ai pățit să-ți se bage un pește așa? Băi, ți-am zis că ne-a blestemat ăsta. Dar de când n-ai pățit să-ți se bage un crap așa între stânci? Nu. Cred că niciodată. Să nu mai bagă câteodată, da. Depinde de unde l-am prins, na. Uite cum e. Cum e terenul. Dai fir? Dau fir și le las. Dar crezi că o să iasă? Păi altfel n-am încotro, altfel trebuie să rup. Îl las, am o șansă să iasă. Aha. Dacă nu o rup de acum și gata. Și nu mai ai nicio șansă? Nu mai am nicio șansă, așa că și lasă. Și rămâne și el cu... Lasă-l 5 minute să vedem, plec, îl las. Rămâne și el cu acu în gură dacă... Îl scuipă acu, nu se întâmplă nimic. În scurt timpul scuip. A ieșit? Nu. Nu? Tot acolo e. Tot din bamă. Ce trebuie să-mi tragă de băț? Trebuie să-l las mai mult. Să vedem dacă mai iese a doua oară. Să-l las să ducă mai... Cum am tras un pic de el, puf, la coteț. Că zici tu că ești pescarul șef? Păi e singura șansă, dacă nu trebuie să tragi să rup. S-a mișcat iar. Nu s-a mișcat să port. Nici plecați, mă înduiți. Cinci minute îți dau. Ăsta a fost faul 11 metri, penalti. A dat la oase. Dar n-am fluier, am numai clopoței. Ai. Am tras și s-a rupt. Era deja firul. Să vedea că a fost tras în bolovan, am tăiat și un metru de fir. El a făcut zob. Praf. Cred că l-a rupt el între bolovani sau când am tras eu. Atunci a plecat, dar trebuia să-l mai las. În la urmă a rupt, s-a rupt imediat că era firul făcut zob. Mi s-a rupt praștia. Mi-a zburat un șurub de aici și am rămas fără sculă să pescuiesc. Așa. Praștie era.
Atât a ținut, am zis că dau cu ea până să rupe, am rupt-o. Concediu medical. Frumoasă de pescui, nu? Da, frumoasă. Ce-a pățit aia? Nimic, trebuie să o lăs de aici anul ăsta. Am agățat-o eu greșit? Da, am agățat-o eu greșit. Nu sunt învârte. Nu-mi pasă nada. Ți-a plăcut astăzi la pește? Da, care-i. Și el s-a răzbunat, dar i-a trecut până la urmă. Ce vrei? I-am dat de cap, gata. A încurcat-o. Ce-a încurcat? A feștelit-o. A încurcat firul, am văzut, în pietre. Lansetele, că a tras la amândouă dată. S-a încurcat firul în pietre? La amândouă dată, ăla a fost hoț. Ai schimbat tonul, e? Ăla a fost hoț. Ne vedem în câteva zile într-un nou video cu pescuială.